Egiptenii mâncau hrana acum 3500 de ani, iar grecii îl considerau leacul tuturor relelor și considerau că greutatea lui merită plătită în aur, iar evreii îl consideră una dintre plantele care amintesc de momentul biblic al fugirii din Egipt. Anumite substanțe pe care le conține hreanul au beneficii asupra circulației sângelui în zonele periferice. Astfel, consumul de hrean normalizează tensiunea arterială și previne riscul formării cheagurilor de sânge. Hreanul decongestionează aparatul respirator, fiind astfel recomandat în tratamentul astmului. În crizele de tuse se înghite câte o linguriță dintr-o compoziție formată din hrean ras amestecat cu zahăr și lăsat o jumătate de zi într-un loc călduros. Hreanul este recomandat și împotriva răcelii și gripei. Încă de la primele simptome este bine să consum hrean în salate, lângă o friptură sau chiar proaspăt, iar senzația de nas înfundat va dispărea. Ca tratament intern, hreanul este recomandat și persoanelor care suferă de reumatism sau gută. Într-o cană cu lapte cald se adaugă una sau două linguițe de hrean ras foarte fin. Acest preparat se bea pe stomacul gol, o dată sau de două ori pe zi. Tratamentul trebuie să dureze aproximativ 3 săptămâni. Hreanul este bogat în vitamine din complexul B, necesare pentru funcționarea sistemului nervos și pentru îmbunătățirea memoriei. Are și acțiune tonifiantă și de scădere a colesterolului, dar este foarte bun și pentru menținerea sănătății pielii și a părului. Relatează sursebune.com.